Vizita premierului Victor Ponta în Danemarca vine cu puțin timp înainte de Consiliul pentru Justiție și Afaceri Interne de la începutul lunii viitoare, când se va discuta și despre aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. I have assured the Prime Minister that they can count on Denmark in keeping our position in terms of starting the Schengen procedure of finalizing the Schengen admission. La Copenhaga, premierul Victor Ponta a transmis un mesaj clar investitorilor danezi: sunteți bineveniți în România. We have a huge potential, but also we have an important need for investments, for green investments, for new technologies in energy and agriculture. La Copenhaga au fost semnate un acord de colaborare în domeniul zootehnic și o declarație comună pentru așa numita creștere economică verde, care să protejeze mediul.